Salut, eu sunt Andreea și astăzi voi face 24 de ore în culoarea roz, partea a doua. O să vă întrebați, Andreea, de ce faci iarăși 24 de ore în culoarea roz? Pentru că astăzi stăteam și făceam curat în camera mea și am realizat că am prea multe chestii roz și mai exact am prea multe chestii roz noi, așa că am zis că neapărat trebuie să facem un vlog despre asta. Focus on me, please, please, please. Ok, așa, nu știu de ce nu se focusează pe mine, ok, gata, m-am focusat. Vreau să vă spun că chiar și pe fundalul meu stă acum un neon roz, nu știu dacă îl observați, dar da, astăzi îmi face 24 de ore în roz, așa că o să vă iau și pe voi cu mine toată ziua mea. După cum puteți să vedeți, eu deja m-am trezit, sunt îmbrăcată în pijama mea roz, în șorții mei roz, deja sunt îmbrăcată în pijama, așa că eu zic să nu mă lungim atâta, dar înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe acest buton roșu de subscribe și să-l transformați din roșu în gri. Pentru că de ce? Pentru că majoritatea din abonații mei, din urmăritorii mei, pentru că încă nu sunt abonații mei, nu s-au abonat la canalul meu, nu a apăsat pe butonul de subscribe. Să te abonezi și tu chiar acum la canalul meu, să apeși pe butonul roșu de subscribe ca să devenim cât mai rapid 400.000. Iar acum haideți să începem 24 de ore în roz. Așa, deci, eu acum sunt îmbrăcată în pijama roz. Haideți să vă arăt. Deci, am această pijama care este roz și are și, doamne, bufnițe foarte drăguțe. Părul meu, din păcate, nu este roz, dar, ne. Vreau să vă spun că de când m-am trezit, mi-am pus lângă mine mai multe pernuțe roz, cum ar fi această pernă, această pernă roz și, cea mai important, această pernă, care este, cred că, cea mai roz din toate, să zicem așa ceva. Cam așa arată perna asta și, da, după care avem LED-urile. Deci, nu știu dacă ați văzut, dar eu am LED-uri în cameră, gen aici pe pat, la pat, și am această telecomandă, deci cu care sting și cu care aprind. Și pentru că azi facem 24 de ore roz, o să pun chiar roz. Deci, punem acest, nu, punem acest roz și punem la cea mai mare putere. Stați o secundă. E cam dificil un pic, dar ne descurcăm noi. Trebuie să găsesc cel mai aprins roz din toate astea, pentru că vreau să fie cel mai potrivit roz posibil, ever. Deci, albastru, așa. Nu. Așa. Cred că acest roz este ok. În primul rând, nu știu dacă ați observat, dar patul meu este deja făcut pentru că mi-am și făcut patul. Iar acum eu zic să vă arăt tot ce am roz. Deci, înainte să încep vlogul, când m-am trezit, mi-am pregătit toate chestiile roz posibile, ok, nu posibile, că mai am și haine, mai am haine, ghete, dar mi-am pregătit lucrurile pe care în acest vlog neapărat trebuie să le folosim, așa că haideți să vi le arăt și vouă, de ce nu? Iată, astfel arată și toate chestiile noastre roz. Eu zic să începem, nu știu, chiar de aici. În primul rând, astăzi o să purtăm acești ciupici care sunt roz. Acești ciupici au fost uzi cu 2 săptămâni în urmă, i-am pus la uscat și au rămas așa pentru că atunci când am făcut eu provocări pe Instagram cu Dima White, Dima m-a udat. Și ciupicii mei un pic s-au făcut uzi, dar totul este ok. Așa că astăzi o să fim asortate, deci ne îmbrăcăm în ciupici. Și tada, pijama noastră roz este gata. Apropo, asta este pijama mea preferată. Chiar dacă eu mai am încă mai multe pijamale roz. Și tocmai am observat că mama mi-a pus înapoi floarea asta aici. Chiar dacă i-am rugat-o să nu mi-o pună. Whatever, cam așa arată. Știți, dar am mai făcut 24 de ore într-o culoare, mai exact în culoarea roșie, cred că l-ați văzut. Și în acel vlog eram îmbrăcată tot într-o pijama roz, doar că de alt material și eu am și pe aia și mai am încă o pijama roz. Dar în acest video am decis să port exact pijama asta, pentru că mi se pare că se asortează foarte bine cu ciupicii mei roz. Voi ce părere aveți? Așa, iar acum haideți să vă fac un review la tot ce e pe masa mea. Am
În primul rând, aici încep chestiile ciudate. Deci am aici această pernuță roz, care nici măcar nu este a mea. Nu știu dacă știți, la mine pe story, dar am arătat la mine ieri pe Instagram, că verișoara mea, Amy, a fost la mine și mi-a făcut o surpriză. Am făcut o petrecere în pijamale și ea și-a adus pernuța de acasă. Apropo, cei care vor să mă vadă mai des, cei care vor să vorbească cu mine, dacă vreți să vorbim prin mesaje sau pur și simplu vreți să devenim prieteni mai apropiați, ce trebuie să faceți este să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe butonul de subscribe și de asemenea să intrați pe pagina mea pe Instagram, să intrați pe pagina mea de Instagram, pentru că acolo încerc să fiu cât de activă e posibil, să zic așa, chiar dacă nu reușesc să fiu pe tot activă, acolo încerc să fiu cât mai reală cu voi, să vă arăt tot ce fac în fiecare zi, ce mănânc, unde sunt, unde mă aflu, cu cine ies. Așa că dacă vreți să vorbim, dacă vreți să-mi trimiteți un mesaj, pur și simplu vreți să-mi spuneți părerea voastră despre acest videoclip, chiar dacă puteți să faceți asta în comentarii, pentru că comentariile la vlogurile mele sunt deschise. Eu vă aștept și pe pagina mea de Instagram, mă numesc acolo Andreea Bostanica, simplu. Nu oficial, nu nimic, am foarte multe conturi fake, foarte multe fanpage-uri, așa că să nu dați follow la cineva greșit. Tot ce trebuie să faceți este să intrați în linkul din descriere, Andreea Bostanica, și cam atât. Așa, hai să vă arăt ce mai avem aici pe masă. Observ ceva ciudat la perna asta, numai mie mi se pare că e ceva ciudat. Uitați-vă că perna asta mi se pare că se deschide sau ce mai e și asta? Iată și această pernuță foarte ciudățică, să zic așa, și o să mă întrebați, Andreea, de ce ciudățică? Pentru că uitați-vă ce are ea pe spate, deci se deschide și aici are buzunar secret, în fine. Credeam că e ceva în buzunarul ăsta secret, dar s-a dovedit a fi gol. Așa că haideți mai departe. Apropo, am uitat să zic că roz este culoarea mea preferată. Da, chiar dacă am 15 ani, nu știu, mie îmi place foarte mult roz, îmi place să am chestii roz. Chestiile roz îmi ridică dispoziția, vreau să-mi iau și mai multe haine roz. Îmi place și negru și alb, dar îmi place chiar și roz, serios. Așa, aici am o borsetă, este cu sclipici și este mai mult un roz gold, dar tot o putem considera ca roz, pe care neapărat azi o să purtăm, dacă nu o să uit. Aici avem șosete roz, mai am încă vreo 3 perechi de șosete roz în dulapul meu, mai exact aici, pentru că aici îmi țin eu șosetele și uitați-vă că unde îmi țin șosetele tot e o chestie din asta roz. Și neapărat imediat vă arăt și hainele, care la fel sunt și ele majoritatea roz, ok, câteva din ele. Deci, o să îmbrăcăm și șosete azi. Avem o cărțulie pe care vreau să o citesc de mai mult timp, dar pur și simplu nu găsesc timp. Adică chiar dacă cartea asta poți să o citești în 15 minute, eu nu găsesc timp, pentru că eu atunci când citesc o carte prefer să acord timp complet acelei cărți și să o citesc din plăcere, și pentru că mereu trebuie să filmez, swipe house, să editez, să fac ceva, nu prea reușesc, așa că azi neapărat mă pun și o citesc înainte de culcare sau chiar acum. După am această tăbliță, nu știu de ce am scos-o, dar cam așa arată. Da, deci am această tăbliță roz, să zic așa, arată ok, cred că cu toți o cunoașteți, este tăblița din majoritatea vlogurilor mele cu Carioca. Hai să scriem aici 24 de ore roz, ca să știe cu toții că facem 24 de ore roz, nu-i așa? 24, vai ce 4 urât am făcut. Haideți să ștergem și să scriem încă o dată, dar în general eu am mai făcut odată 24 de ore, așa că asta este partea a doua pentru cei care nu știu. Hai să scriem aici 24 de ore roz. Avem Carioca ca să... Carioca roz, ca să facem totul cu roz. Taram! 24 de ore roz. Nu știu cum voi, dar zici că am făcut aici niște caricaturi pe care doar eu le înțeleg. După care avem aici această veioză, am vrut să zic, această lampă, băi, doamne, nu știu ce e în capul meu. Avem această văzuță, vază, mini vază roz, pe care imediat o să o punem acolo, o să decorăm cu ea. Și am găsit special pentru ea această floricică făcută manual, o am de foarte mult timp, cred că de la ziua mea de când am împlinit vreo 13 ani. Și la fel este roz, așa că m-am gândit să o punem așa în vază, mi se pare că o să fie frumos. Nu știu voi ce părere aveți, mi-a căzut Carioca. După am masca mea de somn, da, așa că o să folosim și masca de somn. După care avem stickere roz.
nu știu de ce, în realitate sunt mult mai aprinse, dar pe cameră nu se văd așa aprinse, dar de fapt ele, să știți că sunt super roz și super colorate, da, uitați-vă că am dat zoom pe ele. Nu știu cu ce o să le, la ce o să le folosim, cred că o să le lipesc, nu știu, o să scriu ceva pe ele și după le lipesc eu aici undeva, hai să încercăm, o să le lipesc așa aici, ca să fie ceva drăguț. Inventăm noi ceva. Și avem carioca roz, cu care m-am gândit să scriu pe aceste foițe, gen roz-roz. După avem huse. Apropo, eu încă n-am nicio husă la telefonul meu acum, momentan. Deci, iată telefonul meu și uitați-vă că este fără husă. Nu știu dacă vedeți, da, da. Apropo, și telefonul meu tot are o nuanță de roz. Deci, este un fel de roz-gold. Mai bine zis e gol, dar oricum are așa o nuanță, vedeți, este cam ca borseta asta. Așa că voi scrieți-mi în comentarii ce husă vă place mai mult, prima, aceasta sau a doua, aceasta. Eu cred că pentru vlogul de astăzi cea mai potrivită să fie husa asta, pentru că este chiar un roz foarte aprins și, nu știu, se observă mai tare. Chiar dacă am două huse roz, acesta este un roz pal, asta e un roz mai aprins, așa că am ales această husă roz. După care avem și chestia asta de make-up, pentru că azi o să ne și machiem, o să ne facem un make-up ceva roz. Avem pieptene, imediat o să ne și pieptenăm, eu deja am fost la baie, dacă vă interesează, nu arăt tot în vlogul meu, dar am fost și la baie, m-am spălat și pe dinți. Din păcate nu am pastă de dinți roz, dar am periuță de dinți roz, așa că... Avem aici ceva pentru îngrijirea tenului, avem o cremă, haideți să focusăm ca să se vadă că e roz. Deci nu prea se observă că e roz, dar da, ambalajul ei este roz și este cu trandafir roz. Miroase foarte bine, este o cremă pentru față și o să o folosim la fel înainte de culcare. Eu o folosesc dimineața și seara de obicei. După, la fel, avem produse de față, de curățarea feței, de machiant și, nu știu ce e asta, tonic, să zic așa. Deci te dai cu el după ce te demachezi. Eu de obicei mă demachez și după mă demachez cu tonic, așa îi zic eu. Și da, ambele sunt roz. Coincidență? Nu cred. În primul rând, ambalajul aici e roz, deci o să ne putem demachia cu el. Sunt fericită pentru că eu urăsc să mă demachez cu săpun. Eu nu pot să mă demachez de fapt cu săpun, mi se pare oribil. Și demachiantul la fel este chiar roz-roz, deci chiar și apa de aici, această soluție tot e roz, așa că... Super! După avem shorts roz, nu știu de ce mi-am arătat, de ce cât de micuți sunt, dar cred că o să se potrivească bine la hanorac roz sau la orice roz, deci super! Mai avem ultimele, mai avem aceste două parfumuri, deci avem acest parfum de la Lacoste și e roz și încă un parfum roz, doar că ăsta e de la Boss, dacă nu mă greșesc, și este roz pal. Eu le ador pe ambele. Acum îl folosesc foarte des pe ăsta, cred că se observă că deja e terminat. Nu prea îmi mai place pentru că l-am folosit prea intensiv, pe când ăsta chiar se asortează cu ținuta mea, cu pijama mea. Îmi place super mult cum miroase, nu știu de ce, îmi place mirosul ăsta. Și mai avem aici această cutie, o să mă întrebați, Andreea, ce se află în această cutie? Haideți că vă zic chiar acum, hai să deschidem împreună această cutie magică. Puneți pauză chiar acum pe acest videoclip, duceți-vă în comentarii și scriți ce credeți că se poate afla în această cutie. Așa arată cutia dată, este roz în mare parte, este în formă de inimioară și uitați-vă ce zgomot face. Nu știu cum voi, dar eu vă las 3 secunde să scriți în comentarii. Pune pauză pe clip, abonează-te, apasă pe butonul de subscribe ca să devii prietenul meu, prietena mea, abonata mea, să faci parte din familia mea de prieteni și după scrie în comentarii ce crezi că se află în această cutie. Ai scris? Ok, dacă n-ai ghicit, tadam! Exact, aici se află produse, câteva produse de make-up pe care o să le folosim noi astăzi. Deci hai să începem, hai să vă arăt ce e aici. În primul rând avem un... Exact, avem acest ruj care este cam așa. O să-l folosim pentru a ne machia. Nu prea-l folosesc pentru că mie nu-mi plac rujurile în general. Eu nu mă dau cu ruj, nu mă dau cu creion. Nu prea îmi place să mă machiez așa intensiv ca să mă dau și cu ruj. Pur și simplu nu-mi plac mie rujurile, dar azi o să le folosim pentru că 24 de ore doar roz și vrem să fie chiar tot roz, așa că o să folosesc acest ruj. Haideți să-l scoatem din cutie, o să scot treptat din cutie.
După avem o cremă, tot roz. Din păcate, eu v-am arătat deja o cremă, eu folosesc pe aceasta momentan, dar din păcate sau din fericire, pentru că facem 24 de ore roz, o să folosesc azi această cremă care la fel are un ambalaj roz. Nu știu ce, nu se focusează foarte bine, cred că este din cauza luminii din fața mea, că e foarte puternică, dar da. Și mai avem o brățică cu care tot o să ne demachiem. Nu știu dacă am zis, cred că am uitat să spun că înainte de demachiant folosesc adesea și gel demachiant, adică mai întâi dau cu gel, după mă spăl, după mă demachez și după mă dau cu tonic și după abia cu cremă. Este un proces foarte interesant, dacă o să reușesc o să vă arăt azi, dacă nu în alt video, de ce nu, poate fac un video aparte cu rutina mea de seară pentru față, skin routine, să zic așa. Deci da, avem acest burețel roz care este îmbibat cu ceva, nu știu exact cu ce, dar când pui mâna pe el se vede că are ceva spumă în el, dar miroase foarte bine, așa. Și avem un ruj, avem un ruj roz simplu pe care la fel o să-l folosim azi în acest vlog. Îmi place foarte mult cum hidratează buzele și le face roz. Ok, acum și buzele mele sunt roz. Și ultimul lucru din această cutie, săraca cutie a rămas așa goală, este acest tuj, de fapt, doamne, tuj, acest rimel, care și el e roz, ok, de fapt când te dai cu el normal e negru, dar ambalajul e roz, roz, mov, ceva de genul, deci se pune. Tușul ăsta, rimelul ăsta nu prea mai folosesc eu atât de des, pentru că am început să folosesc alt rimel, dar pentru că azi facem 24 de ore doar în roz, o să folosesc acest rimel roz. Așa, prieteni, cam asta este tot ce s-a aflat în această cutie. Cutia deja e goală. Heartbroken. Și cam asta este tot ce am vrut să vă arăt. Mai am această cutie pe care am adus-o aici pur și simplu pentru că e o cutie. Deci e o cutie simplă, roz și este și goală. Nu știu, dați voi idee ce putem pune în această cutie ca să fie mai interesant. Dar, da, este o cutie simplă, roz, goală, n-are nimic special. Așa că cam astea sunt toate lucrurile roz pe care am vrut să vi le arăt. Eu zic să începem să ne schimbăm de pijama și de tot și să facem ceva mai interesant. Știți ceva? Tocmai a căzut vaza mea, așa că cred că asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă că i-am arugat acum să o pun la loc, deci haideți să punem vaza la locușorul ei. Nu știu că ați observat, dar mereu vaza asta stă în partea aceasta a patului, în partea cealaltă stă un ceas, iar aici mereu stă vaza mea roz. Așa că gata, te-am pus la loc, urmează cu următoarele lucruri, iar acum tot ce se află pe această masă va trebui să aranjez la locul lor, deci haideți să încep. Efectiv, înainte să strâng asta, m-am gândit să lipesc stickerile astea aici, ca să arate totul mai roz. Și la final de zi o să scriu și ceva pe ele, sau acum o să scriu ceva pe ele. Înainte să le scot, o să pun ceva o dorință, nu știu ceva, așa m-am gândit eu. Deci hai să le lipim pe toate pe oglindă. Așa, deci eu deja arăt destul de ok pentru că m-am și machiat, am folosit produsele cum ar fi tujul ăla, m-am dat cu ruj, dar imediat mă mai dau imediat tot cu ruj și o să folosesc și blush, pentru că blush-ul tot e roz, deci logic. Sunt încă în pijama mea roz pentru ochi. Vreau să vă arăt că deja este ora 4:58, deci ziua trece super, super, super repede, așa că ar trebui să ne cam grăbim, pentru că vreau să ies azi și în oraș, posibil, nu știu sigur, dar cred că dacă deja e așa târziu, nu prea cred, dar oricum vreau să-mi aleg ținuta, pentru că azi vreau să fac TikTok-uri. Deci, da, și da, am husă roz. Pe cameră arată roșu, deci vă zic sincer, da, e roz, e roz, e roz, dar pe cameră arată roșu, nu știu din ce cauză, dar să știți că husa asta e roz. Așa, avem aici dulapul care e deja deschis și deja e gata să fie luate toate hainele roz din el. Eu zic să începem de aici, de jos. Hai să vedem ce avem aici roz. Roz, nu, roz, nu. Așa, iată, avem o fustă roz. Sincer, mie nu prea îmi place, adică îmi place fusta, dar cred că am mai purtat-o eu în 24 de ore roz. Dacă nu mă greșesc, fusta asta am cumpărat-o chiar în vlogul cu 24 de ore roz. Deci hai să vedem.
Da, deci e de acolo. Așa, de jos nu mai avem nimic. Aici sus avem, așa, uitați primul tricou roz. Avem acest tricou super drăguț cu acești câinișori din un serial Disney sau film Disney. Ok, punem aici tricou. După mai avem o cămașă roz, dar acum în timpul nu prea e de cămașă, deci nu prea cred. Avem chestia asta care nu prea e roz, dar se potrivește, așa că cine știe. Hai să vedem aici la hanorace, zic eu, pentru că am destul de multe hanorace roz. Ok, nu foarte multe, dar persistă și hanoracele roz. Uite că deja avem un hanorac roz, deci uitați-vă, este alb cu roz. Mie îmi place destul de mult, așa că o să luăm. Avem și pantaloni roz. Da, deci avem costumul meu preferat roz. Mai departe avem încă un hanorac tot care e foarte roz. Ok, ăsta e așa mai curcubeu, dar oricum are foarte multe nuanțe de roz, deci îl luăm și pe el. Și să mai vedem ce avem aici roz. Asta, nu asta. Iată încă un hanorac roz. Doamne, deci am prea mult de hanorac roz. Încă o salopetă. A, nu, asta nu e salopetă. Tot e hanorac. Și al treilea sau al cincilea hanorac roz. Eu cred că deja e timpul să închidem dulapul și să deschidem ultima parte a dulapului, adică partea aceasta. Pentru cei care nu cunosc, hai să vedem ce avem aici roz. Aici e un pic mai dezordine, așa că ignorați, vă rog, dar da, de jos avem aici, văd că niște pantalonași roz, dar afară e foarte cald, deci cred că o să mă îmbrac în ceva hanorac sau nu știu. Așa, avem aici ceva foarte roz, foarte colorat, din câte văd. Avem mai exact acest top, da, pentru că e un top. Avem acest top roz și cu șorți. Deci mi se pare destul de potrivit pentru timpul de acum, așa că... Nu știu, voi scrieți în comentarii, v-ar plăcea să fie așa îmbrăcată azi pentru toată ziua, pentru TikTok-uri. Aici avem la fel ceva roz, avem pijama mea roz. Apropo, mama are la fel așa pijama, dacă nu mă greșesc, și acum e îmbrăcată așa. Wow, am găsit încă ceva roz, am găsit această cremă. Este o cremă cu un set cu parfumul, care miroase super bine, dar oricum, cam astea sunt hainele roz și mai avem și șosete roz. Uitați-vă aici, avem șosete roz, deci o să ne îmbrăcăm în ele. Așa, într-un final, hai să vă arăt ce am ales. Acest tricou, scrieți în comentarii dacă vă place, șosete roz, husă roz, un set roz, avem un hanorac roz care e foarte aprins, avem un hanorac roz mai pal, avem încă un hanorac care este mai colorat dar are și roz, avem pantalonaș roz, iată cum arată, îmi plac foarte mult, și nu în ultimul rând, un hanorac care este și preferatul meu, care la fel e roz. Deci acum o să măsurăm toate aceste haine și voi să-mi spuneți în comentarii care vă place mai mult, care este preferatul vostru, care este ținuta voastră preferată. Eu, de exemplu, aș ofta pentru ceva de acolo, dar poate și așa ceva. În orice caz, cred că deja e timpul să ne schimbăm de pijama, pentru că cât e ora? Este deja ora aproape de culcare, ora 5, deci da. Haideți să alegem ceva din aceste ținute. Deci hai să vedem cât e ceasul acum. E ora 5, da, e 5 și 3 minute, asta înseamnă că e timpul să ne schimbăm, deci hai să facem o schimbare. Așa, iată acum sunt îmbrăcată în pijama, așa că eu zic să ne schimbăm în prima ținută. Da, iată și prima ținută. Nu știu cum văd, dar eu ținuta asta tot parcă mă simt așa ca în pijama. Dar da, este roz, tricoul e roz și am rămas și în shorts. Tot care sunt roz. Oricum șorții nu prea se văd, dar cam așa arată. Voi scrieți-mi în comentarii dacă vă place. Eu cred că ținuta asta e drăguță, dar dacă vreau să ieșim afară, o să mă îmbrac un pic mai diferit. Dar îmi place. Deci țineți minte, prima ținută, scrieți în comentarii ce notă-i dați, iar acum haideți să urmeze a doua ținută. Și tadam, a doua ținută, cam așa arată. Deci este acest hanorac, care arată cam așa și îl port la fel cu pantaloni. Pantalonii sunt exact așa, gen. Și da, prieteni, continuarea la acest vlog o să apare în curând pe canalul meu, așa că dacă vreți să vedeți continuarea la 24 de ore, mai exact partea a 3-a la 24 de ore roz, tot ce trebuie să faceți este să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri, iar cu voi a fost a voastră, Andreea Bostanica.